Profesoara Viorica Ioniță a intrat în greva foamei în dimineața zilei de 22 octombrie. Profesoara solicita guvernului să renunțe la angajarea răspunderii pe legile educației naționale și a salarizării unitare. Am apelat la acest gest extrem, de fapt o acțiune extremă pentru o situație extremă, deoarece consider că am încercat diverse căi și n-am obținut nimic și am spus în final că poate acum, alăturându-mă protestului atât de îndelungat al doamnei Angel, căruia i-a transmis și acest mesaj de solidaritate al meu și poate rugămintea ca dânsa de data aceasta să iasă din greva foamei și să găsească o altă formă de protest care să nu-i mai pericliteze atât de mult sănătatea. Nu știu cât vreau să-i sensibilizez pe guvernanți, cât vreau să sensibilizez colegii că împreună doar noi vom deveni o forță și împreună vom putea cere cu toată puterea noastră și vom și obține respectarea drepturilor noastre. De asemenea, profesoara era nemulțumită că nu sunt puse în aplicare hotărâri judecătorești definitive și executorii, privind unele drepturi salariale ale cadrelor didactice, de disponibilizările din învățământ, dar și de deciziile de diminuare a indemnizației de concediu de odihnă aplicate retroactiv. Nu sunt absolut sigură, dar am încrederea că vor găsi formele de protest pentru ca noi, într-adevăr, să comunicăm, să fim ascultați despre interesele, nevoile noastre, ale elevilor, în primul rând, ale părinților, înainte ca legea educației naționale să fie asumată prin răspundere guvernamentală. Deci de aceea unul dintre motivele alegerii acestui moment este să preîntâmpin adoptarea acestei legi. Noi de obicei acționăm după ce legea și-a produs efectele. De data aceasta am gândit că este momentul să schimbăm calea. Profesoara Viorica Ioniță a încetat la protest după 14 zile de greva foamei.